Un bărbat din Topile trăiește un coșmar de câteva luni. Printr-o moștenire, el a preluat datoriile imense ale mamei lui, care a murit de câțiva ani. Femeia nu a mai plătit taxele și impozitele pe casă și teren de mai bine de 30 de ani. Fiul este disperat, mai ales pentru că singurul venit este ajutorul social. Ion Dumitrașcu a primit de curând moștenire de la părinți, o locuință și mai multe terenuri. Bucuria a fost spulberată după ce a primit și o notificare prin care a fost anunțat că are de plătit datorii de peste 3.000 de lei. Mama lui, care a locuit în suburbia Găștești, nu și-a mai plătit impozitele pe bunuri din 1970, iar bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a preluat toate datoriile. Mama e decedată și fratele la fel e decedat și acum se văd cu un primar dacă poți să-mi aprobi cu datoriile astea, măcar să mai scadă ceva din ele. Eu sunt cu ajutor social, cu alocații, nu lucrez, nu lucrez. Pentru că trăiește doar din ajutorul social, suma respectivă este o avere pentru el. Are de crescut 3 copii care sunt la școală. Fiind căsătorit, am 3 copii, toți 3 la școală, poți plătesc de unii. Cu alocații și cu ajutor social, eu nu pot să plătesc. De asemenea, el trăiește cu frica că ar putea rămâne fără un acoperiș deasupra capului dacă nu plătește datoriile. Mi-au zis că se face să-mi pui sechestru. Mie îmi spunea să de la finanțe că am de prin 70, dar din 70 s-a născut eu. Nu pot să-mi dau seama, dacă eu n-am nicio chitanță din urma ei, așa să văd care treaba, să le dau considerații, să vadă și ei. El a venit în audiențe cu speranța de a găsi o soluție pentru rezolvarea problemei. Edilul municipiului a precizat că ar putea să plătească doar 1.200 de lei din suma datorată, numai dacă un proiect de hotărâre privind scutirea penalităților la taxe și impozite va fi aprobat de consilierii locali. Avem pe site-ul primăriei un proiect de hotărâre în acest sens, astfel încât cei care, dacă Consiliul Local va aproba acest proiect de hotărâre, această hotărâre de Consiliu, cei care își vor achita debitele să fie scutit de plata arieratelor, respectiv a majorărilor și penalităților. Menționăm că potrivit proiectului de hotărâre ce va fi supus preaprobare Consiliului Local, pășcănenii care își vor achita debitele la taxele și impozitele locale până la 31 decembrie 2014 ar putea fi scutiți de majorări și penalități.